Petrolul Ploiești are un start de sezon horror, deși a întâlnit adversare facile, adică Gloria Buzău și Dinamo au un singur punct și au fost demolați de Câinii Roșii. Este cu atât mai surprinzător faptul că aceștia au fost preluați de niște investitori turci, iar Mehmet Topal este noul lor antrenor. Eu personal m-aș fi gândit la o revoluție, la niște investiții majore care să propulseze echipa din nou acolo în top unde era acum câțiva ani. Dar cum nu pare a fi cazul, astăzi eu o să reconstruiesc Petrolul Ploiești și o să încerc să le câștig acestora un trofeu UEFA Champions League. Să-i duc pe culmile gloriei. Acesta este lotul Petrolului actualizat, fiindcă am adus jucătorii noi la echipă și cei care au plecat, evident, că am dat afară, cu singura excepție fiind Takayuki Seto, care fix acum vreo oră, două, când filmez, și-a anunțat plecarea de la club. Dar cum în joc oricum apare că se retrage la finalul sezonului, o să-l ținem aici. 37 de ani, 63 overall, nu cred că o să facă o mare diferență, dar va rămâne la club. În academie n-avem cine știe ce jucători, doar 3 la număr și 3 destul de slăbuți. Acesta, Dan Suarez, pare puțin promițător. Doar 2 milioane de euro avem bugetul în acest prim sezon, ceea ce nu este deloc mult, dar este ok. Oricum, în aceste prime sezoane nu-mi doresc clasări foarte, foarte înalte. Îmi doresc pur și simplu să clădesc fundația acestei echipe, fiindcă este nevoie. Este nevoie de jucători tineri, jucători cu potențial, fiindcă echipa asta a Petrolului duce lipsă de așa ceva. Primii bănuți am cheltuit pe acești antrenori care sunt foarte importanti. De asemenea, am renoit o parte din contracte, astfel că mai rămânem cu un singur milion de euro de cheltuială. Și primul jucător pe care îl aducem este tânărul marocan Mohamed Hafid de la Cannes, 62 overall, este un mijlocaș ofensiv. Am plătit sub 1 milion de euro pe acesta și este cu siguranță tipul de transfer pe care trebuie să-l facem acum la început. Mihai Eșan este primul jucător care pleacă de la echipă, dar nu definitiv, împrumut la Veneția timp de 2 sezoane. Ca un mic fun fact, acum vreo 2 ani și jumătate am filmat cu acesta când era la Dinamo în cadrul unui proiect acolo. Am trimis și pe Justin Răducan împrumut la Ross County. Reușit să-l aducem și pe Adrian Rus liber de contract, fiindcă în joc el practic joacă în Cipru, Liga Cipru nu este în joc, chiar astfel că FC 24 este liber de contract și îl semnăm aici, este perfect, la 27 de ani este un fundaș bun. Ne înțelegem și cu tânărul slovac Policek, știu, 57 overall, doar că la 18 ani este ok, plus că am plătit doar 280.000 de euro, deci nu este mare problemă. Probabil fanii Petrolului vor fi supărați, doar că l-am vândut pe Gicu Grozav la Coventry pentru 1 milion de euro, acesta este destul de în vârstă și n-are cum să mai crească. Prefer ca în locul să joace cineva mai tânăr care să ne ajute în 2-3-5 ani și probabil reușim cel mai important transfer al Veri, fiindcă este un jucător tânăr, un jucător deja bun și pe care am plătit destul de mulți bănuți, dar este vorba despre Mihai Alexandru de la FCSB, care vine pentru aproape 1 milion de euro, plus Alexandru Mateu, care știu în viața reală de-abia semna cu Petrolul, doar că eu zic că nu este ce trebuie pentru echipa asta, în termen de FC 24, bineînțeles. Și am realizat ceva ce nu fac foarte des, doar că nu aveam efectiv altă opțiune în acest moment, așa că am împrumutat un atacant, Mateo Iosef, de la Leeds United, este un atacant tânăr, dar cu rating de 67, deci mai bun decât Tudorie și Berisha al nostru. Asta pentru că suntem în deadline day, n-am prea primit oferte pe jucătorii pe care voiam și efectiv cu atacant de 59 eu zic că nu avea sens să încercăm să jucăm, așa că de asta l-am adus pe Iosef, care sper să joace majoritatea minutelor și să ne ajute în acest sezon, fiindcă e clar că nu o să avem bani să-l cumpărăm. Și credeți-mă că am încercat maximul în această vară, fiindcă suntem pe 0 cu bugetul. Bă, 0-0. Asta pentru că nu am primit efectiv nicio ofertă pe vreun acest jucător, mi se pare incredibil. Ok, și iar ne ocupăm poziția nouă, ceea ce nu este deloc rău, mă gândeam că o să fim acolo jos unde este butonul Șaniu sau Clujul. S-au mai întâmplat lucruri între timp, pentru că Papo să plece liber de contract, la fel și Garuti. Pe Lucian Dumitru l-am vândut la Pogon pe 400.000, iar Berisha o să plece împrumut la Damac în Arabia Saudită. Din păcate și Ișvan este rechemat de către Universitatea Craiova. O să-l aduc liber de contract pe Secu Camara de la Botoșani. Cred că în viața reală a semnat cu Slobozia. În orice caz, acesta o să se alăture practic din vara viitoare. Totuși este ok, 63 overall, este acolo bun de pentru lor. Pentru faptul că nu primesc oferte pe Hanca ca să-l vând, o să-l trimit împrumut pe Mario Bratu la AZ Alkmaar, fiindcă el vrea să fie viitorul echipei acolo în partea dreaptă. Bun, și am terminat pe locul 2 în play-out, ceea ce nu este rău. Practic am mers în play-off-ul pentru Europa, ceva în genul ăsta, în fine, în orice caz, FCSB-ul câștigă campionatul. Terminasem pe 7 în sezonul regulat, la un singur punct de locul 4, mă, ce strâns a fost campionatul. Și am câștigat play-off-ul în Superliga, adică practic am câștigat play-off-ul pentru Europa, deci cred că la anul o să participăm în Conference League. Cupa o câștigă Dinamo, iar în ciuda faptului că am vrut să-l vând tot anul, Hanca a produs 20 de goluri cu siguranță, fără acesta nu știu unde am fi fost. Evident, după cum știați, Iosef și cu Seto ne vor părăsi. Iar pentru următorul
sezon ne vom descurca fără Sergiu Hanca, care o să plece la Charleroi în Belgia. Îi mulțumim pentru ajutorul acordat în acest sezon, dar cu siguranță cu acesta în echipă nu puteam face performanță pe viitor. Avem 4 milioane de euro buget pentru acest sezon, evident și cu banii după Hanca. Primul jucător pe care îl semnăm este olandezul Kelly în mai, 58 OVR, 20 de ani, este un jucător bun acolo de lot și cu potențial, bineînțeles. Reușim să aducem și un român înapoi în țară. Unul dintre cei mai promițători portari români din ultimii ani este vorba despre Mihai Popa, care s-a transferat la Torino în viața reală, la cel înapoi pe 2 milioane de euro plus Lucas Dima. Ne găsim și fundaș central francez din Liga 2 franceză, este vorba despre Ioan Core, are 66 overall la doar 19 ani, a dat pe Ricardinho la schimb plus aproape 1 milion de euro. Ne-am mai înțeles cu doi jucători liberi de contract, Midana Kasama o să fie atacantul principal al echipei, are potențial bun 21 de ani, plus argentinianul Spina, 68 overall la 22 de ani. Sper ca aceștia să rămână o perioadă bună la echipă, dacă nu chiar până la final. Dorie pleacă în Norvegia. Ilian Keita pleacă și el în Turcia. Din păcate am fost forțat să-l vindem pe Dua, fiindcă acesta voia să plece și era în ultimul zău sezon de contract. Mare pierdere, va trebui să căutăm un fundaș dreapta nou. Berisha pleacă împrumut în Arabia Saudită pentru acest sezon. L-am sunat pe Dănuleasă de la Farul pentru 350.000 de euro. Pentru o sumă modică vine și Cristian Mihai de la UTA, 650.000 de euro. Să-l promovești pe mexicanul Adán Suárez din Academie. Și la fel și pe Cadlec, doar acolo ca să fie la număr, fiindcă este foarte slab. Doi jucătorii de bază din anul trecut, Diomande și Curuz, vor pleca. Și ne-am găsit și fundaș dreapta, belgianul Janez Van Heke sau Hannes Van Heke. L-am trimis împrumut pe Camara până la urmă la Empoli. La fel și mexicanul Suarez pleacă împrumut la Rexham două sezoane. Și reușim să ne înțelegem cu un super tânăr de doar 17 ani, Marius Bernier, francezul Marius Bernier, și nume puțin așa de român, Marius. Și doar ca o confirmare de astea, în preliminarele Conference League împotriva celor de la Viking, dar o să vă anunț doar dacă intrăm în grupe. Și da, am trecut de cei de la Viking, așa că suntem în grupele Conference League cu Lazio, Norcelan și Sturm Graz. Foarte grea grupa asta, trebuie să zic. Avem până acum o primă parte de sezon incredibilă. Suntem pe locul 2 în campionat. Este o luptă strânsă cu Șep și Universitatea Craiova și FCU Craiova. În Conference League n-a fost chiar așa strânsă treaba. Antena pe ultimul loc, doar 2 puncte, dar e de înțeles fiindcă grupa a fost grea. Dar problema este că marocanul nostru Hafid nu prea joacă în fața finlandezului Jiri, ceea ce este destul de ciudat fiindcă Jiri are 3 rating în minus față de Hafid. Așa că m-am decis să-l vând pe Hafid, o să plece în Argentina la Rosario Central pentru 1,6 milioane. El a fost primul nostru transfer, dar din păcate n-a fost unul de succes. Dar în locul lui vine un jucător care a început să se obișnuiască cu Superliga, un jucător foarte promițător român, este vorba despre nimeni altă decât nu Hafid. El a plecat de el, știm, gata, am înțeles ideea, dar nu, în locul său vine Cătălin Cârjan de la Arsenal pentru 2,5 milioane de euro. Cu acesta în echipă reușim să prindem locul 3 în Superliga. FCSB-ul s-a dus la un alt nivel, din păcate ne-am pierdut multe puncte în play-off. CFR-ul câștigă cupa în acest an. Iar și de atac a oferit o demonstrație de forță, Bernie mai ales, a dat 22 de goluri, super atacant, la 18 ani, 78 overe, este cu mult peste nivelul echipei. Dar și Brato a avut un sezon bun, 14 goluri. Holicek la fel 14 goluri, din păcate încă este la 67 OVR. Noul sezon vine cu 7 milioane de euro, ceea ce mi se pare incredibil. Iar primul transfer pe care îl fac este în apărare, un nou fundaș central, Marian Huia, era un jucător important pentru Petrol, este un jucător emblematic și în viața reală mi-aș fi dorit să-l păstrez, dar la 25 de ani avea doar 70 overall, sincer nu cred că putea să mai crească foarte mult, așa că am luat pe cineva cu același rating, dar cu 6 ani mai tânăr. Este vorba despre danezul Tobias Slotzlager de la Atletico Madrid. Bine, el în viața reală nu joacă la Atletico, era cumpărat de aceștia, dar am dat pe el doar 2,8 milioane, ceea ce mi se pare extraordinar. Și de asemenea ne-am înțeles cu 4 jucători liberi de contract. Mario Ilie, tânărul Mario Ilie, doar 18 ani. Un brazilian, fundat stânga, Machado, 72 overall, poate în viitor înlocuitorul lui Țicu, cine știe. Un portar nou, Corneliu Bucur, 67 overall. Și un moldovean de 58 overall, mijlocaș central, toți zin și se cu noi pentru nimic practic, adică sunt un jucător liber de contract. Mihai Eșan o să fie primul jucător care pleacă definitiv, se duce în Olanda la Zole. Și Berisha a plecat definitiv la Faro pentru 500.000 de euro, iar Kasama va pleca împrumut la Al Nassr pentru acest sezon. Marian Huja sau Huia pleacă și el definitiv tot în Olanda la Twente. Justin Răducan pleacă și el împrumut în Portugalia la Feral Pisalo. Împrumuturile continuă, iar 3 dintre cei 4 jucători pe care i-am luat liber de contract au plecat și ei împrumut. A plecat și Mario Ilie până la urmă împrumut. Olandezul Kelly în mai pleacă și el împrumut la Palermo. Și la fel o face și Denis Radu, ultimul jucător care va pleca. Suntem din nou în preliminarile Conference League, dăm de Derry City, dar la fel ca și anul trecut o să vă anunț
fost dacă am intrat în grupe sau nu. Și da, am prins iarăși grupele Conference League. Suntem în grupă cu Ferencvaros, Rakov și Aberdeen. Pare o grupă mult mai accesibilă ca cea de anul trecut. Iar în iarnă suntem pe primul loc în campionat. Este în premieră când ne situăm aici și suntem detașați acolo la 7 puncte de FCSB și CFR. Din păcate însă terminăm pe 3 în grupa de Conference League. Este mai bine ca anul trecut, dar totuși nu este suficient de bine. Iar echipa arată destul de bine în mare parte, însă am păstrat Bănuț și sincer o să fac o modificare care pare a fi necesară. Și într-un final ne-am găsit un nou left winger, băieți, pentru că simțeam că acolo ducem lipsa. Așa că am luat un jucător cu flair, un jucător brazilian, Mateus Martins, vine de la Udinese pe aproape 4 milioane de euro, are 74 overall, deci un plus 5 upgrade. Da, reușit să facem titlul la Ploiești, câștigăm neînvinși play-off-ul. Rapid însă ia cupa. Bernier este de pe altă planetă, 29 de goluri, 7 asisturi, plus 6 overe, 85 overall, probabil o să fie ultimul an al acestuia la Ploiești. Și de asemenea, n-am cum să nu remarc, dar Martins, 16 contribuții la gol în 16 partide din a doua parte a sezonului, absolut incredibil. Argentinianul Spina a vrut să plece, așa că l-am vândut la Rangers pe 3 milioane jumate înainte de finalul sezonului. Zonul 4 ne aduce 13 milioane de euro în buget. Primii jucători care semnează în acest sezon, tot așa, jucător liber de contract, Ionuț Cojocaru, primul, și brazilianul Eduardo Garcia, care poate să fie înlocuitorul lui Bernier. Constantinescu pleacă și el definitiv, fiindcă voia să plece, așa că am îndeplinit dorința. Iar Bernier se duce la Barcelona pe 165 de milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria fotbalului românesc, acesta incredibil, 165 de milioane pe un jucător de doar 19 ani, dar sunt bani cu care vom reconstrui toată echipa. Iar în memoria lui Takayuki Seto, fostul fotbalist al Petrolului, fostul japonez al Petrolului, am luat un nou japonez, fundaș central, ceva mai experimentat, bineînțeles, dar este un super jucător, trebuie să zic. Este vorba despre Hiroki Ito, în viața l-a transferat Bayern München, 25 de milioane am plătit pe el. Acum, trebuie să zic că încerc să țin această reconstrucție cât de cât realistă, fiindcă puteam să-l iau pe Araujo, pe Militao, pe Saliba, dar nu ar fost realist. Justin Răducan pleacă în promoții în acest an la Kashin Pasha. Cecul Patricio Stronati vine ca fundaș central de backup la echipă. Și ne înțelegem cu încă doi super jucători. Sahel Kumbedi o să fie noul nostru fundaș dreapta, vine de la Las Palmas pentru numai puțin de 18 milioane de euro. Și de asemenea ne-am înțeles cu regenul lui Edin Dzeko, Anes Kovacevic, cel puțin asta cred, fiindcă este bosniac, 77 overe, atacant la 19 ani, 18 milioane de euro și pentru acesta vine din Turcia. Cum v-am zis, vreau să păstrez totul cât de cât realistic. Adam Soares pleacă împrumut 2 ani. Și am continuat să împrumut o grămadă de jucători. Core, Bucur, Garcia, Van Heke, Kasama, pleacă cu toții împrumut. Și aceasta o să ne fie echipa pentru acest sezon. Am foarte mulți bani încă păstrați în buget, dar am încercat să iau jucători care să nu depășească mult ratingul echipei. De asemenea lui Mihai mai dau o șansă până la jumătatea sezonului să văd cât crește, pentru că aș vrea să mai păstrăm românii în primul 11, fiindcă oricum sunt greu de cumpărat aceștia, fiindcă nu sunt mulți cu ratingul. Iar în preliminarele pentru UEFA Champions League, dăm de greci de la Panathinaikos, un oponent destul de complicat, dar cred că echipa noastră arată bine, chit că este prima participare în cea mai importantă competiție intercluburi. Hai să vedem totuși prima manșă în Grecia, la Atena, și câștigăm 2-0 cu Kovacevic și cu Mihai în scriu. Mi se pare destul de greu să mai pierdem calificarea în acest moment, dar orice este posibil, ideea ar fi să ținem de scor, să parcăm autobuzul, cum s-ar zice, și pierdem cu 1-0, dar totuși ne calificăm la limită. Dar mai avem un tur de trecut, Rakov este în fața noastră, echipa pe care am întâlnit-o și în grupele Conference League anul trecut. Câțiva jucători sunt un pic cam obosiți, dar să sperăm că am reușit să îi învingem. Hai să vedem. Și 3-2, Lixandru, în minutul 89, este omul decisiv pentru noi. Hai să vedem, returul de pe Ilie Oană, Martins este mor de oboseală, dar să sperăm că va duce partida și să sperăm că ne vom califica în premiera lupilor galbeni, în grupele UEFA Champions League. Hai să vedem. Și 2-2, mă, ne calificăm la limită. Lederman aproape să trimită meciul în prelungiri, dar suntem în grupele Champions League. Aoleo, ce grupă! Manchester City, Borussia Dortmund și Galatasaray. Asta este cu siguranță o grupă a morții, o grupă din care, dacă reușim să strângem, nu știu, 5 puncte, eu zic că este foarte bine. Suntem în locul 2 în campionat în iarnă, nu este rost, la 3 puncte de FCSB, dar hai să vedem ce am făcut în UEFA Champions Liga, am ieșit oare din grupe sau nu. Și locul 3, 8 puncte, nu este deloc rău. Galatasaray a fost acolo jos unde credeam că o să fim. Iar noi în Europa League dăm de Dinamo Kiev în preliminarii round. Sincer, echipa crește frumos, Mihai a ajuns la 75 overall, așa că o să-l păstrez. Așa că singurul transfer pe care o să-l fac în această iarnă o să fie al unui backup
pe poziția de mijlocaș defensiv. Abdoulaye Kanté vine de la Tora pentru foarte puțin, 1,2 milioane de euro. Și cine știe, poate chiar e râdă cu N'Golo Kanté. Aveam mici emoții, însă câștigăm campionatul și în acest sezon la doar 4 puncte de FCSB însă. Ne-am adjudecat în premieră și Cupa României. Dar asta vedem în Europa League ce am făcut și câștigă Newcastle până la urmă, dar noi totuși până unde am mers. Deci am eliminat Dinamo Kiev. Mai departe ne-a scos fix Newcastle. Ok, ok. Deci totuși am pierdut în fața viitoarei câștigătoare a competiției. Deci este ok. Și trebuie să zic, Kovacevic l-a înlocuit perfect pe Bernier. Nu s-a simțit efectiv lipsa. 27 de goluri plus 6 over la 83. Absolut incredibil. Vom pierde 3 jucători liberi de contract. Cadle, Camara și Bălbărău. Însă aceștia chiar nu prea ne ajutau. Bugetul rămâne unul foarte mare și în acest an, fiindcă evident am trecut i-am cheltuit pe toți. Începem sezonul cu încă 2 jucători liberi de contract. Semnați Radek Vitek, portar, 72 overe, fiindcă nu mai aveam niciun backup acolo ca portar. Și un costarican atacant de 77 overe, foarte interesant, care sigur să poată să marcheze mult pe banca de rezerve. Olandezul în mai a plecat definitiv la CFR. Am promutat iarăși o grămadă de jucători. Core, Kasama, Matei Ilie, Garcia, Van Heke, toți pleacă împrumut timp de 2 sezoane. Și din nou preliminarele Champions League, Dandelec, Poznan, însă roată trecem repede prin aceste meciuri, așa că hai să simulăm prima partidă și câștigăm la limită doar 2-1. Și returul acasă, hai să ne calificăm, vă rog. Ok, 1-1, cum Bedini a salvat. De ce este oare atât de greu să trecem o asemenea echipă? Nu știu. Iar suedezii de la Malmö sunt adversarii pentru a intra în grupele Champions League în acest an. Hai să trecem și de aceștia, fiindcă eu zic că suntem clar favoriți. Și da, 3-1. Iar la Ploiești de la 3-1 nu se întoarce. Eu așa am auzit. Și ba da, ne-au întors. Nu-mi vine să cred. Deci nu îmi vine să cred. 2-0 la noi acasă și ne-au învins la penaltiuri. N-a fost nimeni în stare să marcheze la penaltiuri. Nici Cârjan, nici Țicu și Holicek, nu știu de ce a bătut. Sincer, încă nu procesez cele întâmplate, dar asta e grupa de Europa aliniere. Întâlnim cu Lech Poznan. Și ne situăm pe locul 3 în iarnă la 5 puncte de CFR, ceea ce nu este bine, fiindcă trebuie să câștigăm oricum campionatul ca să putem juca în preliminare de Champions League. Măcar în Europa League am ieșit din grupă de pe primul loc, ne învinși 12 puncte, Beşiktaş a terminat ultima, foarte surprinzător. Și uitându-mă la echipă, toți jucătorii cresc frumos, sunt acolo unde mi-aș fi așteptat, însă unul singur parcă a rămas în urmă, Cătălin Cârjan, așa că o să caut să îl abirez. Iar noul nostru mijlocaș ofensiv o să fie un spaniol venit fix din Spania, de la Valencia. Este vorba despre Diego Lopez, 51,9 milioane de euro. L-am trimis împrumut pe moldoveanul Toma. Și deși am încercat să îl împrumut pe Cătălin Cârjan, n-am primit nici măcar o ofertă pe acesta, așa că va rămâne în club ca backup. Da, am reușit să ne focusăm în play-off și am câștigat titlul din nou, al treilea consecutiv, dacă nu greșesc. Cupa însă merge la Dinamo în acest an, iar Europa League a fost câștigată de Eintracht Frankfurt. Sunt curios ce am făcut noi mai departe. N-am făcut prea multe, că ne-a scos Torino repede. Kovacevic din nou a distrus toate porțile, 27 de goluri în 50 de partide. Și cred că se poate observa și diferența. Diogo Lopez în doar 17 meciuri, 7 goluri, 2 asisturi. Cârjan a avut 7 contribuții în 37 de partide. Sezon horror pentru acesta. Stronatii și cu Jiri ne vor părăsi, Stronatii retrăgându-se. Noul sezon vine cu 25 de milioane de euro. Iar primul transfer nu este unul foarte sonor, dar este un jucător bun de backup. Iad Sadiku, fostul fotbalist al Botoșaniului, liber de contract, bineînțeles. În schimb, al doilea jucător pe care îl vom semna este unul mult mai bun și care va intra direct în primul 11 al echipei. Hayden Hagny, englezul Hayden Hagny, nu știu cine este, dar are 82 overall mijlocaș defensiv și este singurul upgrade pe care îl vom oferi primului 11, fiindcă Alexandru nu cred că o să mai crească foarte mult și avem nevoie de cineva mai tânăr și mai eficient acolo. De asemenea, trebuie să recunosc că am încercat să mai semnez 3 jucători liber de contract. Arion Ibrahimovic, Downs și cu Duarte erau toți liberi de contract, dar au ales alte echipe din păcate. Și ne-am mai despărțit de câțiva jucători. Kenneth Vargas pleacă definitiv la Rangers pe 21 de milioane. Uitați ca să vedeți și voi suma. Mexicanul Suarez pleacă împrumut. Toma pleacă împrumut. Cârjan pleacă și el împrumut de asemenea la Leverkusen. Nu știu cât o să joace, dar măcar încercăm. Și plus este la o echipă bună Leverkusen. Mateus Martins pleacă și acesta la Royal Antwerp pe 44 de milioane de euro. Nu plăneam neapărat să-l înlocuiesc, dar a ajuns la 25 de ani, avea doar 81 overe și cred că putem la ceva mai bun de bănuții aceia. Dar în schimb ne înțelegem cu Shakhtar Donetsk pentru un nou brazilian, un brazilian minune, mai tânăr și cu rating mai mare. Este vorba despre Newerton sau Neverton, nu știu cum să-i zic, dar 62 de milioane de euro am plătit pe acesta. O gălăgie de bani, dar este un jucător în care îmi pun bazele. Iar în preliminarele Champions League dă un oponent destul de facil din Irlanda, Saint Pat's, așa că ar trebui să trecem foarte lejer de aceștia, sincer acum.
Și da, 3-1 încă din tur. Înaintea retorului cu irlandezii l-am împrumutat și pe Corneliu Bucur la Porto. Nu știu dacă o să joace, dar e împrumutat acolo. Și hai să câștigăm și meciul retur una peste alta, că eu nu văd cum s-ar putea întoarce scorul, sincer. Mamă, 2-2, deci bă, nouă nu ne place, mă, frate, să ne calificăm și noi lejer. Nu se poate. Iar în play-off dăm de Malmö, iar dacă memoria nu mă înșeală, ei ne-au eliminat în trecut în aceeași fază a competiției, așa că este perfectă ocazia pentru o revanșă, ce să vezi, așa că, băieți, hai să-i umilim pe băieții ăștia, fiindcă ne-au luat am întrecut șansa de a juca în Champions League și asta facem 4-1, nu se mai întoarce. Hai să câștigăm și returul de la Ploiești și nu-l câștigăm, evident, dar ne calificăm măcar. Ei, și avem o grupă interesantă, Borussia Dortmund, Sevilla și Shakhtar Donetsk. Partea bună, l-am luat pe New Orton de la Shakhtar Donetsk, deci teoretic i-am slăbit. Partea rea, Sevilla și cu Dortmund, de echipe puternice, obișnuite cu competițiile europene. Dar hei, o altă veste bună este echipa asta, care arată incredibil. Am fost nevoit să-l vând și pe Alexandru la Royal Antwerp pe 16 milioane jumate, oricum o sumă incredibilă, ținând cont că era în ultimele luni de contract și acesta cam voia să plece, fiindcă n-am mai prins primul 11. Și da, mă, da, ieșim din grupe pe locul 2 peste Borussia Dortmund, care n-a reușit să prindă primăvara Champions League. Sevilla câștigă grupa, iar mai departe, hai să vedem de ce oponent dăm și întâlnim Fiorentina. Ok, nu vreau să zic că e o echipă slabă, dar cu siguranță nu este Manchester City, nu este Real Madrid. În campionat ne situăm pe locul 2 în spatele FCSB-ului și sper să revenim, fiindcă dacă nu luăm Champions League-ul anul ăsta și nu luăm nici campionatul la anul, jucăm direct Conference League. Iar echipa a progresat destul de bine, așa că n-aș vedea unde să fac un upgrade, poate maxim să întărim puțin banca de rezerve, fiindcă este destul de slăbuță și destul de micuță. Așa că ne-am înțeles cu un left winger liber de contract, Tom Lushe, 77 OVR la 25 de ani, este perfect. Și ne înțelegeți cu atacant de backup, este vorba de jucătorul din Guinea, Fassine Conte, care vine de la Bastia pentru 14 milioane de euro, 77 overi la 23 de ani, este un jucător extraordinar pe care să-l ai pe banca de rezerve. Și turul de pe Ilie Oană cu Fiorentina, echipa este pregătită, Kovacevic a ajuns la 90 overi, este incredibil, așa că hai să încercăm să câștigăm direct prima partidă, să luăm prima șansă la calificare și pierdem 1-0, Ducure. Cum, frate, cum să ne bată Fiorentina? Și avem returul de la Florența, am destul de mari emoții, fiindcă practic n-am marcat deloc acasă și a părut că suntem o echipă mică. Așa că trebuie să mergem acolo și să câștigăm la 2 goluri diferență sau, mă rog, în prelungiri la penaltiuri. Nu știu, parcă n-am încredere că vom reuși, dar sper să greșesc. Și da, mă, da, 4-1 în prelungiri. Totuși mai departe dăm de o altă echipă italiană, o echipă însă foarte galonată, este vorba despre Juventus. Jucăm în deplasare primul meci și sperăm să o facem la fel de bine ca și la Florența. Hai să vedem. Și 2-2, ok, Gabri Veiga a regalat pentru Juve, minutul 78, puteam să câștigăm partida. Și hai să vedem, suntem acasă, locul în care parcă n-am jucat atât de bine, dar sperăm acum cu Juventus să ne schimbăm această față și să câștigăm, să ne calificăm mai departe, dar nu se poate. De această dată prelungirile n-au mai fost de partea noastră, Brato a egalat târziu, dar Martel și cu Nunez au trimis Juventus mai departe și suntem eliminați din păcate în sferturi. Măcar la finalul sezonului câștigăm un nou titlu, am vrut să devansăm FCSB-ul. Am câștigat și cupa. Juve a pierdut finala Champions League până la urmă în fața PSG-ului, ok. Iar Kovacevic a avut un sezon incredibil, 39 de contribuții la gol, a ajuns la 90 OVR. O jucar o să ne părăsească liber de contract. 42 de milioane de euro este bugetul pentru cel de-al 7-lea sezon. S-a întâmplat o grămadă de lucruri vara asta. Conte pleacă împrumut la Dortmund pe 2 sezoane. Soares pleacă și el împrumut. Sadiku a plecat definitiv, Holicek a plecat și el în Argentina, Hagni până la urmă ne părăsește, mijlocașul ofensiv pe care l-a însemnat anul trecut, se duce la Bournemouth. Aș vrea să upgradez poziția aceasta. Kassama de asemenea a plecat și acesta, oricum a fost mai mult împrumutat în toate sezoanele, Van Heke pleacă și el la Galata, Vitek pleacă și el împrumut și de asemenea Garcia pleacă la Royal Sanghilos. Astfel că acum avem aproape 100 de milioane de euro pentru a lua un mijlocaș defensiv. Și știu că o să pară o nebunie, dar am luat cel mai bun mijlocaș defensiv din joc. Cred că deja l-ați recunoscut, că n-aveți cum să nu-l știți. Partea mai slăbuță, mai proastă este că are 33 de ani, dar în continuare 92 OVR pentru Rodri, care vine de la City pe 70 de milioane de euro, era în ultimul an de contract acolo.
Și, nu știu, mi s-a părut, bă, perfect, absolut perfect. Știu că o să scadă în rating în două sezoane cât are contract cu noi, dar de la 92 are destul loc să scadă și să fie în continuare foarte Uitați-vă și voi, efectiv, Rodri și Cristian Mihai la mijlocul terenului. Ce două mai bun poți să vrei? Am trimis împrumut anul ăsta și pe Iustin Răducan. Anul ăsta preliminarele încep în Cipru cu Apoel, așa că hai să trecem repede prin meciurile astea și să ne calificăm, fiindcă nu se poate altfel. Doar 3-2 la tur, ok? Vă zic sincer, mi-e mai frică de meciurile astea decât de meciurile din fazele eliminatorii din Champions League, pentru că sunt foarte, foarte unexpected rezultatele aici. Și 1-0, doamne, deci zici că am jucat cu Real Madrid, nu cu Apoel. Deja devine o tradiție să dăm de Malmö un play-off peste a treia oară la rând când dăm de aceștia și să sperăm că o să fie și a doua oară la rând când și trecem de ei. Așa că turul este în Suedia. Ia să vedem, 3-1, un scor mai convingător. Hai să vedem și returul de la Ploiești cât se termină. 2-1, câștigăm și a doua partidă. Ok, și ne vom reîntâlni cu Juventus în grupe, Leipzig și Rangers de asemenea pe aici, o altă grupă foarte, foarte dificilă. Ieșim din nou din grupe, dar din nou de pe locul 2. Juve termină peste noi, dar important este că am terminat și noi peste Leipzig, fiindcă a fost strânsă bătălia. Iar mai departe dăm de Arsenal, ok, un oponent mult mai dificil. În campionat suntem pe primul loc, iar cum echipa se menține foarte bine, evident că nu o să fac vreo modificare. Turul este în România, acasă. Probabil Arsenal are prima șansă, dar trebuie să ne jucăm și noi șansele, fiindcă avem o echipă competitivă. Hai să vedem. Și pierdem 3-1. Nu-mi vine să cred. Kovacevic înscrie și ne ține acolo un pic. Dar nu, e foarte greu de la 3-1 să mai întorci. Sincer, moralul meu este la pământ. Mi se pare imposibil să întoarcem scorul ăsta, dar nu se știe niciodată. Hai să vedem. Și câștigăm 2-1, dar este prea puțin, mai ne trebuia un gol și nici anul ăsta nu este anul nostru, din păcate. Dar măcar luăm titlul la finalul sezonului. Luăm și cupa. Iar Champions League-ul a mers la Bayern München, până la urmă Arsenal a fost terminat în următorul tur fix de Bayern München. Kovacevic din nou incredibil, 33 de goluri, 2 asisturi, Bratu și el 37 de contribuții, fabulos Mario Bratu, ce carieră a avut. Newton însă nu confirmă, 6 contribuții în 46 de partide, este foarte, foarte puțin. Buget consistent în acest an, 59 de milioane, iar Newton o să plece după un singur sezon, dacă nu greșesc, sau două, nu mai țin minte, dar în orice caz n-a avut impactul pe care mi-l doream. L-am trimis la Ajax pe 75 de milioane de euro, deci am făcut și profit. Suarez, Vitek pleacă împrumut, Lușe a plecat și el definitiv. Iar înlocuitorul lui Newton este algerianul Chaibi. Poate cei care jucați FIFA 24, FC 24 sau de la FIFA-urile mai vechi îl știți, fiindcă este un wonderkid. Bine, acum azi la 27 de am ani. Am plătit pe acesta numai puțin de 100 de milioane de euro ca să-l iau de la Frankfurt. O să-l chem și pe cont înapoi din împrumutul la Dortmund, fiindcă n-a crescut deloc și sincer avem nevoie de un atacant de backup mai bun, așa că mai bine stă la noi decât la Dortmund. Și anul ăsta european îl începem tot în Cipru cu Apoel și să sperăm că anul ăsta o să fie ceva mai ușor cu aceștia. Și da, 3-0, CIB cu dublă din primul său meci european. Iar noi în retur, hai să vedem scorul, 2-2. Odoglind în play-off, hai să trecem și de norvegienii aceștia și 4-2 încă din tur. Iar la Ploiești scorul o să fie 1-0 pentru noi, Kovacevic. Iar Atletico Monaco și Bruj vor fi adversarele de anul ăsta din grupe. E, și parcă vorbim altă limbă acum, pentru prima oară câștigăm grupa de Champions League, ne învin, 16 puncte, Atletico termină pe 2. Iar mai departe vom întâlni Bayern München, ok. În campionat suntem pe locul 2, în spatele eternei FCSB. E clar că o să fie greu cu Bayern, dar echipa asta noastră, uitați-vă și voi ce rating are. Mihaios la 89 overall, când l-am cumpărat ca un jucător de backup și acesta a devenit unul dintre vedetele echipei, este cel mai bun român al echipei acesteia, așa că, nu știu, am încredere în echipă, dar în același timp este și frică. Hai să vedem turul, îl pierdem, bineînțeles, în fața lui Musiala, mai simplu, fiindcă el marchează o dublă. Nu știu, dacă ne elimină Bayern, sincer, îmi pierd speranțele, îmi pierd tot, deja filmez de o grămadă de timp, este al, nu știu, al 9-lea sezon, al 8-lea, al 9-lea sezon, nici nu mai țin minte. Deci, hai mă băieți, vă rog eu, măcar să ajungem într-o semifinală, ceva, să nu ieșim iar în optimi. Și pierdem și returul, Palmer și cu João Felix, bro, de ce este nevoie la echipa asta ca să putem câștiga Champions League-ul? Trebuie să avem pe toți de peste 90, că nu are sens. Și câștigăm titlul la finalul sezonului, yeeeey! Luăm și cupa. Dortmund câștigă Champions League-ul, Bayern a fost eliminată fix de Dortmund în sferturi. Nu, no, deci n-am ce să mai zic. 49 de goluri, Kovacevic. 49 de goluri, probabil șanse uriașe să câștige și balonul de aur Anes Kovacevic, adică la 50 și câte, 57 de contribuții în 56 de partide.
partide, mi-e greu să cred că n-ar câștiga balonul de aur. De asemenea, uitasem să vă arăt, dar Denis Radu a plecat liber de contract la Cincinnati, fiindcă nu i-a mai renoi contractul. Iar în noul sezon avea aproape 80 de milioane de euro de cheltuială. O să mă gândesc mult la viitor în această vară, așa că primul jucător pe care îl semnăm este croatul Sasha Jankovic, 74 VR, CDM la 21 de ani. Când doresc ca acesta să fie ultimul sezon, nu pot să-mi iau în calcul și faptul că poate să mai dureze reconstrucția. Mai înțelegem cum că alți 3 tineri jucători, Espinoza, Faie și Arnaud, pe toți am cheltuit aproximativ, nu știu, până în 10 milioane de euro. Adam Soares pleacă definitiv la Everton pe 20 de milioane de euro. Este un jucător pe care l-am avut în academie la început și știți că l-am tot împrumutat și uite că până la urmă la 23 de ani a ajuns să valoreze ceva. Iar ultimul tânăr jucător pe care îl luăm este francezul Paul Lacroix de la Eintracht Frankfurt, right winger, 74 VR, 20 de ani, cheltuit pe el 6 milioane. Și probabil cel mai important transfer al verii este practic plecarea lui Rodri la Rangers pe 70 de milioane de euro. Ajunsese la 35 de ani și probabil că ar fi scăzut mult în acest an, chiar dacă avea în continuare 90 overe, așa că am zis mai bine îl vând și cumpăr pe cineva mai tânăr care mai poate să crească decât să scadă. Și am găsit și înlocuitorul lui Rodri, este un brazilian, Rafael Teixeira, jucător care a câștigat Champions League-ul cu Dortmund în sezonul trecut, 86 overe la 24 de ani. Știu, este un minus 4 downgrade față de Rodri, dar la 24 de ani are cu siguranță mult timp să mai crească. Și am plătit pe el o sumă consistentă, 87 de milioane de euro, dar sper ca într-un fel long term, dar sper short term să-și merite și banii. Nu ne oprim aici, mai cumpără un mijlocaș defensiv și mai tânăr, 21 de ani, Mario Herrera, 81 over de la Wolves, s-a cheltuit și pe acesta 40 de milioane de euro. Acesta o să meargă împrumut în acest sezon, dar pentru moment îi urăm binevenit la echipă. Primul meci din preliminarea noastră este împotriva finlandezilor de la Helsinki, așa că hai să trecem repede prin meciurile astea. 3-1 încă din tur. Și oficial am vrut să împrumutăm toți jucătorii tineri pe care am cumpărat în acest an. Herrera, Lacroix, Arnaud, Espinoza, Faie, Jankovic, cu toții pleacă împrumut. Hai să vedem și returul cu Helsinki cât se termină. 2-0. Cred că vă era dor și vouă, fiindcă și mie mi-era dor, dăm de Malmö din nou în play-off. Hai să vedem cum mai ne situăm față de aceștia. Și pierdem turul 2-1. Deci mie nu-mi vine să cred, avem o echipă demnă de câștigare a Champions League, dar pierdem cu Malmö în play-off-ul UEFA Champions League. Nu mai înțeleg. Băi, deci vreau să-i demolăm la retur. Vreau să-i demolăm dacă cumva pierdem calific. Dacă nici nu intrăm în grupele UEFA Champions League, sincer, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, da? Hai să zicem că nu se va întâmpla asta. Nu avem cum. Uitați-vă puțin la ratingurile echipei. Cel mai slab jucător are 87, iar cel mai bun are 94. Ba nu, cel mai slab are 86. În fine, cel mai bun are 94. Deci eu cred că astea sunt ratinguri de Champions League, nu? Exact, exact, dar nu chiar de penalti. Eu nu mă gândeam că o să-i batem la penaltiuri. Totuși, trebuie să zic, respect Malmö, fiindcă au jucat incredibil, la ce diferență de echipă era cu siguranță. Avem și grupa de Champions League cu United, Köln și Rangers. Mi se pare o grupă interesantă, mai ales că pe Köln nu vezi prea des în Champions League. Bun, șteream grupa de Champions League, din nou neînvinși, 12 puncte, 3 egaluri, 3 victorii, este bine. Dar mai departe vom întâlni Inter, ok, o echipă puternică. În campionat suntem confortabili pe primul loc la 10 puncte de Faro. Hai să vedem, turul de pe San Siro cu siguranță să fie un meci echilibrat, dar să sperăm că vom noi să tranșăm această dublă, poate încă din primul meci și nu, este doar un 1-1. Aș minți grav dacă aș spune că n-am emoții, am emoții uriașe fiindcă n-aș vrea să mai dureze deloc această reconstrucție încă un sezon în plus sau minim încă un sezon. Echipa asta este garantat prea bună pentru a nu câștiga Champions League-ul, așa că vă rog frumos, hai să trecem de Inter Milano și da mă, da la penaltiuri. Poate că de asta era nevoie, poate că era nevoie de niște partide de genul foarte strânse, ca poate să ne dăm și noi drumul la joc, fiindcă așa a fost și în play-off-ul cu Malmö, dacă mai țineți minte. Nu vreau să jignesc pe nimeni sau așa, dar dăm de Ajax în sfertul, o echipă pe care eu cred că ar trebui să o batem. Nu este neapărat un gigant al fotbalului european, bine, istoric este, dar fotbalistic e o echipă care de obicei mai mult vinde și nu păstrează jucătorii de top. Așa că, bine, este anul 2032, multe se pot întâmpla până atunci, poate echipa lor este incredibilă, dar hai să vedem. Turul la Ploiești este câștigat cu 3-1, asta voiam să zic, dar văzusem acolo că Newton este la Ajax, parcă nu l-am vândut la Ajax direct, deci înseamnă că a ajuns acolo între timp, așa că uite că brazilianul a încercat cumva să răzbune pe noi. Hai să vedem returul de la Amsterdam, ar trebui să fie o formalitate de la 3-1 și da, câștigăm tot cu 3-1 și la retur, iar Kovacevic reușește o triplă. Unde Bayern în semifinale PSG joacă cu Spurs. Și cu siguranță o să fie un meci foarte complicat, dar este cea mai importantă dublă de până acum, este dubla care ne poate duce
duce într-o finală de Champions League, în prima noastră finală de Champions League, așa că hai să tratăm meciurile astea serios și câștigăm 2-0, Chaibi și cu Kovacic. Și hai să plecăm învingători și de pe Allianz Arena, 2-0 momentan. Ia să vedem scorul și pierdem cu Bayern 2-1, dar noroc că scorul la general este în favoarea noastră, fiindcă altfel, nu știu, am supărat tare, una peste alta, suntem în finală, chiar dacă moralul nostru nu este super ridicat. Câștigăm campionatul la pas în acest an și cupa, iar în final vom da de PSG, o să fie un meci foarte interesant. Dar până acolo, cam astea au fost statisticile jucătorilor noștri. Diego Lopez îl devansează pe Kovacevic în lista marcatorilor, însă oricum ambii cu sezoane incredibile. Va fi de asemenea ultimul meci pentru Vitek și Cârjan, deși ambii sunt rezerve, sper să-i facem câștigător de Champions League. Este pe San Siro finala, locul în care ne-am întâlnit și cu Inter în optimii, așa că știm cum să jucăm aici. Cumbedi în careu. Pasă, șut, însă un pic pe lângă. Nu ai voie să ratezi așa ocazii din aceste momente. Nu ai voie. Cumbedi face un început de meci incredibil, dar șutul trece alături. Hai, Bratu aici. Bratu în careu. Bratu! Bine, sunu Mario Bratu, 1-0, minutul 40. Ce contraatac! Ce contraatac pornit de la mijlocul terenului, iar de care echipei, jucătorul care a fost aici încă din primul sezon, când v-am zis din primul sezon că am vrut să-l vând pe Hanca pentru a-i da minute mai multe lui Mario Bratu, uite că acesta, vreo cât 8-9 ani mai târziu, înscrie într-o finală Champions League pentru Petrolul. Fantastică fază! Oh, Lopez aici! Lopez scapă de adversari, Lopez, ne oprim, pasăm, dar nu iese pasa, Lopez, penalti, incredibil, nu știu, am spamat toate butoanele. Iar penaltiul va fi bătut de nimeni altul decât Kovacevic, ultra golgheterul nostru, o să dăm în dreapta, hai să vedem, n-am încărcat foarte puternic și apără Donnarumma, nu pot să cred, era 2-0 dacă marcam aici. Atacă pe HD-ul Mbappé, dar a mutat portarul, iar Popa respinge. Oh, nu, Mbappé. Mbappé cu centrarea, ce perfect acolo, incredibilă respingerea asta acrobatică. E ultimul minut și PSG atacă, e Valverde aici, Valverde, dar nu-i rezistă lui Mihai. Mihai, nu pierde acolo mingea și e gata, hai arbitre, fluieră. Nu, deci dacă îmi iau gol la ultima fază, mă supăr tare rău de tot, nu-mi vine să cred, minutul 95. Federico Valverde, nu pot să cred, m-am speriat, m-am panicat, am scos și portarul. De ce așa? De ce? Lopez aici la balon. Lopez, pasă extraordinară. Kovacevic nu era în offside și este 2-1. Ce bine începem prelungirile astea, dar și ce bine era să nu mai le avem deloc. Nu, Valverde cu centrarea și este iarăși egalitate. PSG-ul are un noroc, mi se pare incredibil. Valverde, talismanul echipei, se vede că este area de neola de Real Madrid în echipă. Fantastic meci făcut de Valverde aici, o centrare perfectă, efectiv, n-a ajuns Sito, din păcate, și este o, da, Lopez aici, pasă, Cârjan, mai departe, Bratu, minutul 122, Mario Bratu, incredibil, din pasa lui Cătălin Cârjan, unul din jucătorii transferați, nu știu, încă că sezonul 2, unul din jucătorii de la început, 12 român care combină pentru a câștiga această finală de UEFA Champions League. Incredibil meci, incredibil dramatism. Și am crezut la pasa asta că s-a dus și faza. Am crezut că o să ratez, că o să intervină fundașul sau așa și ceva. Și a trebuit să se fluiere instant și da, așa se întâmplă. Petrolul este campioana Europei, cred că în sezonul nou de reconstrucție. O reconstrucție absolut incredibilă. Și este momentul în care jucătorii noștri vor ridica trofeul. Țicu, capitanul echipei, o să ridice jucătorul care joacă la Petrolul și în viața reală. Și da. Dacă v-a plăcut reconstrucția asta, băieți, nu uitați acolo de un like puternic, fiindcă a fost o reconstrucție foarte, foarte dificilă, dar am reușit să ducem Petrolul pe culmile gloriei europene. Iar până la un nou episod, să ne auzim cu bine. Pa, pa!